Discursul și gafa este poate rezumatul care o caracterizează la fix pe Elena Lasconi. Colegul meu, Victor Ciutacu, a făcut cea mai dură analiză a discursurilor și gafelor rezistei care se visează la Cotroceni. Mă uit la Elena Lasconi și, deși o cunosc cât de cât, nu încetez să mă minunez. De fapt, mă minunez de mine. Că încă mai sunt în stare să mă minunez de comportamentul unui personaj politic, oricare ar fi ăla. Femeia asta, în afară de faptul că se laudă excesiv că e femeie, de parcă ar avea vreun merit la afacerea asta, e fascinantă prin lipsa totală de simț al ridicolului, prin inadecvare și prin forța uriașă de autodistrugere. Lipsită de cele mai elementare noțiuni de cultură și de politică, se izbește cu o furie devastatoare cu capul în zid. Nu știe, dar se bagă. Nu pricepe, dar se contrazice. Nu citește, dar declamă. E gata să turie ore în șir, fără nicio logică, fără cap și fără coadă, despre orice. Se iubește mult și simte nevoia să o facă și alții. Suferă de mania persecuției. E convinsă că tot universul conspiră împotriva ei. Are un tupeu colosal, minte fără să clipească. Se contrazice cu tărie. Demolează pe loc Dânciocan ce a construit acum două fraze. Desfințează din două fraze tot ce a clădit ca linii de acțiune politică partidul ei de la înființare și până astăzi. La sfârșitul perorației, după ce și-a distrus singur argumentația, e convinsă că a avut dreptate și când a susținut ceva și când a contrazis vehement acel ceva. Se vrea un Traian Băsescu în fustă. A și recunoscut că e modelul ei politic. Are și ea răutatea lui, dar cam atât. Așa lipsit de principii și de cuvânt cum e el, fostul tiran e politician născut, nu făcut. Are la el vrăjala, are și simțul pericolului, are știința negocierii. Însă, deși pare zmuncit, nu este sinucigaș politic. Ba dîmpotrivă, e extrem de calculat la jocurile mari. Epigoanca lui, în schimb, oricât ar ghidona-o cei care au inventat-o, e autodistructivă prin vocație. Știe că toți cei din jurul ei abia așteaptă să-și rupă gâtul și că o lucrează, dar excesiva-i vanitate și dorința nebună de mărire o fac să dea înainte ca buldozerul, să le arate ea cine e și ce poate. Aventura ei politică la vârf a intrat pe ultima turnantă. Luna cadourilor o va găsi singură, depresivă și convinsă că toate stihiile s-au pus în calea viitorului ei luminos.